venit la Starea Sănătății. Am avut zilele trecute o discuție cu mama, care locuiește singură la casă la vreo 20 de kilometri depărtare de mine și de sormea. Ei îi place așa, fără oameni pe lângă ea, se simte foarte bine. Are o grădină mică cu produse 100% bio din care se hrănește, ba, ne mai hrănește și pe noi din când în când. Găsește mare bucurie în asta. Dar de când cu pandemia a tăiat orice legătură fizică cu lumea. De la copii, la nepoți, de la vecini, la prietenii pe care și-a făcut în ultimii ani. Și am spus, mai în glumă, mai în serios, că, dat fiind și viciul ei, fumatul, mă aștept să o sun într-o zi și să mă întrebe cine sunt. Pentru că studiile arată că bolile neurologice degenerative sunt favorizate la vârste înaintate nu doar de absența unui sens al vieții, ci mai ales de lipsa socializării. Mama a râs și a zis că n-are ea probleme pentru că își antrenează creierul în fiecare zi, da, îl ține în priză, citește, face sudoku, se joacă pe calculator tot felul de jocuri care îi solicită atenția. E, ceva știe ea, dar nu întocmai. Iar aici îi rog și pe părinții care se ceartă cu copiii în privința jocurilor pe calculator să fie un pic atenți. Studiile arată, iar aici dacă vreți să aprofundați subiectul, vi-l recomand pe acest domn, Adam Gazzaley, că acei oameni care se joacă pe dispozitive pot vedea mult mai multe detalii, în general, decât cei care n-au această activitate. Cercetătorii de la Duke University au demonstrat asta în 2013, ajungând la concluzia că jocurile de acțiune pe calculator sunt asociate cu îmbunătățirea senzitivității vizuale. Industriei jocurilor video îi place asta. Ei bine, jocurile pot fi folosite cu succes, susține același Gazzaley într-un articol publicat în revista Nature, în tratarea bolilor degenerative ale creierului, dacă ele adresează un deficit precis, cum ar fi multitasking-ul în cazul persoanelor în vârstă. Iar rezultatele sunt într-adevăr extraordinare. Problema așadar nu e atât jocul video în sine, nu asta îți face rău în primul rând, ba există destule beneficii, ci faptul că pentru un timp îndelungat dispozitivele astea sunt concepute astfel încât să ne capteze atenția și să ne țină prizonieri, stă ai acolo tată, nu te miști, nu simți cum trece timpul, de aici vin toate problemele. Dar jocurile video nu pot fi cu siguranță un panaceu pentru creier, mai ales că dau dependență și aici trebuie să fie tratate ca orice drog, cu o lungă listă de efecte adverse. Deci, nimic nu poate înlocui o viață activă, dinamică, plină de sens și de relații adevărate cu oameni cu care să te vezi fizic. La fel că tot avem discuția asta cu școala online, studiile sunt foarte clare și aici. Orele ținute în clasă bat orice fel de program online. Pentru că acest spațiu fizic, clasa, oferă un nivel de complexitate care are beneficii enorme pe termen lung. Adică învățarea efectivă e doar o părticică din ce luăm cu noi de la școală. Interacțiunea fizică în același spațiu cu alți oameni dezvoltă abilități care apoi te ajută pentru tot restul vieții. Important de știut când ne formăm opinia despre educația online. Ne vedem, din păcate, nu față în față, în fiecare zi de luni până joi de la 22:30 cu Starea Nației pe Prima TV.